Momente de panică pentru o familie din Statele Unite. La întoarcerea acasă, oamenii au avut surpriza să vadă că au un musafir nepoftit în sufragerie, o bufniță uriașă. And this falls into the category of Houston, we have a problem. I have called the pest control people. I have no idea how to get him out of here. He's flying back and forth. He's huge. God knows what he has broken or will break in the coming little bit of time. I have the kids outside. And now we're just going to see what happens. I'm not enjoying this. Bărbatul de 50 de ani spune că a auzit zgomotele specifice ale păsării, dar a crezut inițial că provin de la o persoană din casă. Doar când a intrat în sufragerie, a realizat că bufnița se instalase comod într-un colț al camerei. El a cerut ajutorul unei firme specializate care a trimis în cel mai scurt timp un angajat la fața locului. Acesta a scos în cele din urmă pasărea din casă și a eliberat-o în sălbăticie.